Bine ne-am regăsit, dragii noștri prieteni. E toamnă, e o toamnă superbă și ne-am permis astăzi să facem o descălecare în vecinătatea Sucevei și vă vom mărturisi și gândul nostru îndată. E toamnă, o toamnă încărcată ca niciodată de rod. Eu cel puțin am mâncat cu asupra de măsură nucile verzi. Prietenii mei, țăranii mei, au strâns de pe câmp ca niciodată cartofi. Grădinile arată încă superb și v-am propune, dragii noștri prieteni, astăzi să îngăduiți o convorbire prietenoasă cu un musafir pe cinste și vorbă multă sărăcie. Toamna se numără nu numai boboci, ci și prietenii noștri artiști. Dragii noștri telespectatori, vă poftim să aveți îndelungă răbdare către povestea noastră, țesută astăzi cu un distins musafir din Târgul Ieșilor, din Cetatea Culturii Ieșene. Ne bucurăm că ne-a primit prietenos în bătătură. Ne bucurăm tare frumos că a dat munca pe care o făcea în grădină la recoltare de cartofi și și-a permis un scurt popas de răgaz ca să ne povestească nouă o sumă întreagă de frumuseți culturale, artistice, domnia sa fiind pictor de carieră, domnia sa fiind de asemenea comenduitorul liceului Octav Băncilă din Iași și a fost vreme bună în această calitate. Acum s-a retras fie și vremelnic într-o splendidă casă din Mitocul Dragomirnei și ce a făcut o viață întreagă face și acum. E prezent la Chevalet, își face meseria de pictor, iar acum, mulțumindu-i tare frumos, îl invităm la poveste, îl invităm să ni se confeseze cu, știu eu, elementele de frumusețe din cariera domniei sale. Domnule profesor Gheorghe Maftei, bine ne-ați primit în casa domniei voastre. Mulțumim frumos că sunteți bine dispus către poveste. Eu să-mi estompesc cuvântul și o să vă poftesc pe dumneavoastră să depănați așa o poveste frumoasă în numele picturii și a carierei de profesor pe care le-ați purtat cu cinste în frumosul oraș al studenției noastre. Bine ați venit sau bine am venit noi în casa dumneavoastră. Bine ați venit dumneavoastră din Ieși, Cetatea Culturii. Iași, în Suceava, vechea cetate a lui Ștefan cel Mare. E bine, dumneavoastră m-ați găsit la o altă muncă decât cea de Chevalet. Am fi vrut să vă filmăm. Așa cum ați spus, pentru că toate muncile au specificul lor și munca fizică întărește pe cea intelectuală, iar cea intelectuală cea în fața Chevaletului, acolo, sigur că eu fiind un povestitor mai puțin așa cu
Nu vă puneți. Discuția. Nu. Jucați așa, acasă, fiți mândru și bun. Discursul cel mai deosebit l-am în fața șevaletului. Pe lucrările. Sigur că prin lucrările îmi exprim toate gândurile, sentimentele și, bineînțeles, și previziunile pe care eu le văd ca cu ochiul artistului. Ați spomenit de toamnă. Da, da, îmi place tare mult că ați pornit de acolo, de pe munca grădinei. Vorbiți-ne, Olea, că cineva spunea odată, un scriitor francez spunea că pentru el imaginea fericirii se confundă cu imaginea de grădină. Da, grădina, într-adevăr, îți dă posibilitatea să vezi ce este în stare natura, să-ți deie frumusețe cromatică deosebită, frumusețe volumetrică care se concretizează fie în fructe, fie în roadele pe care, și nu numai atât, peisajele deosebite, în special aici în Suceava și în Mitocul Dragului. Da, și în genere în zona Bucovinei, care e acoperită, da, slavă Domnului, cum mai bine, de 50% de păduri. Da, este extraordinar, un peisaj extraordinar de frumos. Vă mărturisesc că nimic nu mă muncește mai frumos toamna. Eu sunt un veritabil îndrăgostit de toamnă și că sunt scorpion, dar cel puțin când prin octombrie pădurea începe să ruginească, vă mărturisesc că mor. Într-adevăr, este o frumusețe care cu greu poți să o redai așa cum este, dar o redai prin sufletul tău de artist, da, vorbind așa, cred, pentru că că fiecare este îndrăgostit de culoare, în primul rând, pictorul, ca să spunem așa, e îndrăgostit de culoare, iar culorile cele mai deosebite le găsești toamna. Acolo, da, este surprinzător. O bogăție. Dusă la apogeu. Da, și exact. Primăvara, dar primăvara îmi pare, dacă îmi îngăduiți, e o adolescentă pe lângă o doamnă împlinită. Da. Primăvara e ca e un pornire. Copil, ca un copil care se naște și deci florile care mai târziu. Cred că primăvara este și destinată ochiului, iar toamna este destinată sufletului. Da, exact. Iată și că ne întâlnim, construim amândoi poveste, da. Păi, și încă ceva, față de atmosfera orașului aici, care de fapt este încărcată, poluată de zgomote, de toate frământările acestea într-un oraș și de căldură puternică față de aici, așa, aici ai liniștea asta care te predispune la, adică te inspiră foarte mult, mai bine zis, în tot ceea ce vrei să faci. Ai posibilitatea să gândești în tăcere și să compui în tăcere orice. Versuri, să compui un peisaj, o compoziție. Să scrii o carte. Să scrii o carte. Să aduni o simfonie. Exact. Toate le poți face în tăcere. În tăcerea aceasta a naturii, în care gândurile de acum și inspirația îți vine așa, în mod abundent. Abundent, sigur că da. Asta este. Și plus de asta, numai e zarva aia, vânzoleana aia, la fiecare, de care, de fapt, sunetele alea care tot agresează trompa lui Eustache. Tot timpul te agresează. Aici, de fapt, da. Și acolo și la Iași mă retrag în atelier, că în strada Armeană, acolo avem atelierele Uniunii Artiștilor Plastici și, sigur, în tăcerea care ne-o
deci facem abstracție de zgomotul. Tăcerea pe care vă procurați singuri. Și atunci singuri. Putem să ne detașăm de exterior și să revenim la lucrul nostru de zi cu zi, la gândurile noastre, la sentimentele noastre, că toate pe hârtie, pe pânză și câteodată și în scris. În versuri, în toate felurile. Știți că mi-a venit inima la loc, sau mai degrabă sufletul la loc, acasă. În ultima vreme, cel puțin surprinzătoare sunt pentru mine următoarele constatări. 1. Când am terminat facultatea, ieși domniei voastre, am funcționat pe bază de regrete câțiva ani buni. Că de ce nu m-am dus eu cu repartiție, cum era posibil, perfect, da. La Constanța sau la București sau în vecinătatea Iașilor, să spunem. Și regretul acesta a fost de scurtă vreme, pentru că cineva mi-a spus că frate, dacă vrei să scrii sau să pictezi, nu-ți trebuie metropolă, că aia te încurcă. Perfect. Te duci, te instruiești, dar atelierul poți să-l amenajezi în liniștea de care vorbeați dumneavoastră. Și doi la mână, îmi place la nebunie schimbarea de optică și un însemn așa de, dacă vreți, și nu e pretențios, de cultură, de civilizație, că nu se mai vorbește atât de rău despre spațiul rural cum era altă dată. Da, și cum chiar se uitau colegii noștri din vestitul liceu Ștefan cel Mare de la țară. S-a nimerit că am fost în clasă cu fata lui Emil Bobo. A fost o mare cinste pentru mine. Da? Dar stăteam cumva în banca mea așa, până în clasa 12. Pe urmă am început să ne privim altfel. Nu, și vreau să spun că imaginea aceea de rural, sărăcăcios, de care fugea lumea, de care nenorocita de colectivizare 62 a făcut că exodul de la exportul de mână de lucru ieftin către cetățile industriale, a făcut ca satul să fie totdeauna privit ca ceva de rău. Ceva. Da. Amintiți-vă grosolana în jurie, băi țărani, pe care nu mai au de câțiva ani. Nu se mai aude. Că acum este o cinste. Sigur. Revelioanele nu se mai fac în marile hoteluri din oraș, ci se fac în pensiunile din Vama sau din Suceavița. Sigur. Gică Popescu nu mi-a făcut revelionul nici la Roma, nici în Tokyo, ci a venit o săptămână de zile într-o pensiune dosită frumos undeva în brațele magnifice ale minunăției silbice. Și a stat o săptămână și a petrecut învierea aici. Închid parantezele, dar voiam să spun că e bine să... Dă bine acum să fii de la țară. Da, relativ la ceea ce spuneți, un remember și pentru mine, în fond, eu tot de la țară sunt. De pe unde-i țara dumneavoastră? De la Hudești, Botoșani. Așa. Deci lângă Solovei. Am pornit deci de acolo și am ajuns în București. Haideți să începem povestea de aici, încep poveștile noastre. De la Leagăn către Academie. Exact. Acolo părinții mei, sigur că se ocupau cu agricultura. Pot să spun că au fost părinți deosebiți care atunci era foarte greu și ei și-au pus în gând ca toți copiii, că noi am fost cam mulțișori. Nu vă sfiiți, și noi suntem 8. Așa. 8 trăim, 8 au dispărut. Deci am fost 16. Deci... și lăsați că l-am găsit pe domnul Alecu Croitoru, profesor decan la Facultatea de Teatru. Om venerabil, vreo 80 de ani. S-au pus primele piese la Suceava, în regia domniei sale. Vinea dintr-o familie de 19 copii. Deci, clar. Așa. Am ajuns în București... Deci, fără părinți sărani, vorbim pregătit. De anii? Da, de anii 50... Încoace după război, da, nu? Da, 56, 57, că între timp mi-am făcut și armata după ce am terminat și după aia am intrat la facultate. Așa, eram poate dintre puțini de la țară,
la București, la institut, tataman la arte, la institutul, da, de arte plastice. Țărane, ce pricepeau ei de acolo, să n-audă de actorie, da, sau de pictori? Bine, că alea sigur, sunt sigur că da. Meserii neserioase. Ei, numai că mie mi-a plăcut de mic. Și mi-amintesc și acum, pe un desen pe care l-am făcut, eu, când eram prin clasa 6, 7, așa, am scris pe el profesor pictor. Premoniție, ce a fost, nu știu. Dar până la urmă, asta am, aici am ajuns. La București, cum spuneați dumneavoastră, am avut profesori deosebiți. Profesori cu studii făcute la Paris, care, într-adevăr, dar oameni deosebiți de sensibili. În același colectiv era Paul Miracovici, care a făcut la Paris, era Labin, Ghiță Popescu, Ștefan Constantinescu, Marșic, Baba, erau profesori deosebiți, somități. Și acum, după ce am terminat, eu am făcut pictura monumentală. Am fost la pictura monumentală, colegul Ion Grigore, care a fost pe aici, pe la dreapta, de la Corn, așa. Mai mulți colegi, de fapt, eram 7 în secție, nu eram mulți. Dar se lucra de dimineață până seară. Vă spun, n-am mai întâlnit, după ce am terminat institutul, în institutele de artă, să se lucreze așa cum lucram noi. În sfârșit, asta e. După ce am terminat, dumneavoastră ați spus de repartiție. Am avut repartiție în București. Ei bine, n-am rămas în București, și am venit la Iași. Zgomotul Bucureștiului atunci, acum e infernal, atunci era cam, dar nu, și Suceava este mai liniștită. E zgomotoasă, zic, orașul, dar Bucureștiul nu mai avea atâtea mașini, nu? Erau numai tramvaile și zgomotul aferent. Am venit în Iași. Mi-a plăcut, fiindcă îmi plăcea Iașul. Era, de fapt, și soția în Iași și atunci am avut și ea repartiție în Iași și ne-am stabilit în Iași. Ei bine, apropo de problemele care te leagă de tinerețe, în compozițiile mele, în arta mea, m-am referit totdeauna la obiceiurile populare și compoziții de mari dimensiuni pe care le-am făcut, cum a fost Gătirea Miresei, dansul voinicerilor, Anul Nou, tradițiile folclorice în general, toate m-au preocupat. Iertarea Miresei. Da. Asta, Colacul Găina. Apropo, la Iertarea Miresei, când stau în genunchi pe pernă și părinții dau iertare. Lucrarea este la Iași, aici, la Suceava, în muzeu, a fost premiat la Voronețiană. Este aici în muzeul din Suceava. Așa. Deci, plus de asta, o suită întreagă de peisaje. Deci, peisajele m-au fascinat. Iar și florile. Deosebit, flori foarte și portretele, bineînțeles. Tonița. Adică, în general, am lucrat metaloplastie. M-am legat de istorie. Dacii, deci de tradițiile acestea, de luptele respective. N-am tratat ceea ce se slăvea, ci ceea ce mi-a rămas, ceea ce mi-a rămas în suflet din trecut și din prezent. Toate. Mi-amintesc că odată am făcut o chemare la revoltă.
era înainte de, de dar asta era, e o temă care ca titlu atunci era cam suspectă. Subversivă, e, da. Da. E bine, a fost foarte bine primită de critică în care Țărani, eu am făcut aluzie la 1907. Și atunci era... Bătoșanii deci dumneavoastră... Așa, păi plăbeze. Ați avut spatele așa, asigurat. Spatele asigurat în privința. Da, da. Și într-adevăr, acum este la muzeul din Dorohoi, am donat-o acolo în muzeul de mult. Ne... împreună cu alții. Ne este foarte drag și ne mângâie sufletul, dacă vorbesc în numele meu, când compozițiile dumneavoastră, în lucrările dumneavoastră, filonul acesta folcloric a fost totdeauna o sursă foarte... A fost cel mai puternic. Da, da. Și că nu era de mână oricine. Dacă mai... nu erați, da. Nu proveneați, nu erați nu... livrat de un spațiu rural, nu cred că aveați nicio treabă. O luați pe urmele lui. Da, apropo la scena aceea, din, la lucrarea, prima lucrare care am făcut-o cu tradițiile folclorice, am adunat tot, și caiele, căluțul și capra și toate, ca un fel de, ca pe un tăpcean din ăsta mare, unde se adunau la început de pornire la urați, tot absolut. Se mai, petrece lucrul acesta. Exact. Da, da. Iar maestru Alupii, când a venit, el provenea din Basarabia, i-a dat la acrimire și a spus, parcă mă simt copil acolo. Da, vă trebuie un alt calificativ? Zice, mă simt în atmosfera satului meu. Da. Ei, sunt multe de spus. Acum, în cariera didactică... Da, duceți-mă la Iași. Aici, sigur că am depus... suflet mult în pregătirea copiilor. Ca să-i vezi că stau cu ochii la tine și urechile și ascultă tot ce le spui și să-i vezi că progresează, așa e o bucurie sufletească. De aceea acum, când am avut expoziția, au venit majoritatea, dar acea majoritate, acum erau profesori, erau artiști consacrați. Luați dumneavoastră notițe acum de la ei? Și domnul Ciuc, criticul de artă, a amintit toate acestea. O să vă arăt eu articolul în care scrie despre eveniment și despre adică modul în care foștii mei elevi acum au venit profesori și își amintesc de mine. De fapt și în Suceava Lucica Pușcașu e una dintre... Da, frumos! Însă și președinta filialei UAP-ului. Foarte talentată și nu numai ea. Până acum nu, vârsta de acum nu mai îmi permite ca să-mi aduc atât ce de etate aveți? De fiecare. Ce vârstă aveți? 76. 76. E, 6. Mai este până la domnul Irimescu, de pildă, din branșa dumneavoastră. Ei, Dumnezeu știe cât ne mai ține, că în fond... Ne spunea cineva, dacă unul moare la 50 de ani, poporul, lumea, zice, comunitatea zice, i-a venit rândul. Da. Și dacă unul moare la 89 de ani, zice, mai putea să trăiască. Da, da, este. E, bine. Ați fost profesor atâta amar de vreme, din 1964, când am terminat 64. Institutul. Și un an înainte de venirea lui Ceaușescu, da? Ca să țin minte. Da, bine. Și atunci când a fost eliberarea aceea politică, s-au dat drumul pușcăriilor. Exact. Slobode. După aceea m-au ales în cadrul liceului, atunci s-au făcut mai târziu. Deci 7, 64, 7, cam în jur de 70.
și unul așa, am fost ales director cu problemele de arte plastică, era director adjunct. Și după aceea, după un an, doi, iarăși au fost alegeri și m-am ales directorul. Vedeți? General. Cam de aici m-am ales și noi astăzi. Așa, și în 7 m-am prins cu tremurul. Așa, da, și bine, 4 martie, da, eram. Așa, păi atunci... 77. Totul a fost... noi am suferit foarte mult în sensul că toate clădirile acum erau aproape, nu se mai puteau face. Vă dați seama ca să poți să conduci și să dirijezi un asemenea liceu de muzică, de arte plastice și după aceea a venit coreografia și... A cărui direcțiune ați dus-o până preț de 15 ani. Da, 15 ani, dar ce se întâmplă? Atunci trebuia, ne-a dispersat în cinci localuri. Și ca să coordonez toate aceste unități, adică ea de acum era dispersată și era greu, foarte greu, însă colectivul a fost un colectiv deosebit, un colectiv de profesori unit, care ori de câte ori stăteam, ne sfătuiam. Eram, adică nu eram pe postul de, știu eu... Zbir. Totdeauna ne consultam, cădeam de acord și lucrau și profesorii, și elevii pe rupte. Am vreo 3 localuri, le-am luat de la zero. Adică ne le-a dat în folosință nouă. Dar noi trebuia să facem șmotrul ăla de... Da. Și după ce le puneam la punct... de în altă parte. În schimb, cu toate greutățile acestea, în perioada respectivă s-au obținut niște rezultate foarte mari. Adică la concursurile naționale, concursuri internaționale, copiii au luat premii foarte multe. Nimic de spus și după ce s-a terminat, oricum profesorii au fost în permanență profesori bine pregătiți, care cu dragoste de copii și ca să obțină cât mai multe și cât mai bune rezultate. Și toți își aduc aminte cu plăcere de liceul ăsta. Și acum e un liceu de prestigiu, cu o conducere foarte bună și profesori, care fost elevi, care sunt acolo și lucrează cu același tragere de inimă și pe același suflet ca și noi atunci când eram în activitate. Frumos. Și acum când am albumul ăsta care a apărut, am să vi-l arăt, în care mă uit așa și văd foștii elevi acum trecuți promoții în albumul. Și promoții. Așa, dar nu, ăsta redactat un secol de artă în Moldova și printre care sunt și foști elevi care stau alături. Da, zic, uite că totuși acum e o perioadă care se poate, adică pot să nu să mă mândresc. Sufletesc să zic să fiu mulțumit pentru ceea ce am făcut. Aș putea să vă formulez o întrebare de genul acesta? Poftim. Cum priviți școala la ceasul de față și cum era pe vremea domniei voastre? Aveți dreptul să vă exprimați un punct de vedere. Nu, să știți că e o problemă, cum să spun eu, destul de... sau o întrebare la care foarte greu pot să vă răspund. Din moment ce noi am mers pe structura organizării, de organizare care a fost a lui Spiru Haret și cu o organizare deosebită. Spiru Haret care a făcut 1964 de școli, să țineți minte. Tocmai, dar structura, bun. După aceea, toate au intervenit o suită întreagă de modificări, care de care mai multe și
Acum nu, mă uit bine. Nu zic că nu e bine. Dar prea repede se trece de la o reformă la alta, prea rapid, toate dintr-o dată. Parcă trebuiau niște etape mai bine structurate, mai clare, în așa fel încât copilul să știe ce să nu, ce să nu facă, umble ca, ce să facă, ca musca în cilindru, nu? Tot, da, păi de cam, la an la an. Asta e. Că el trebuie să-și... Bine, își alege, mai... el oricum când intră se gândește la ce va fi în viitor. Adică ce va face el cu gândul ăsta. Și probabil și influența de familie. E bine, cu timpul el își alege sigur, știe că el va face, știu eu, va face chimie, va fi chimist, va fi doctor, va fi... Știu eu, inginer, scriitor, în orice caz, pictor, adică își alege meseria singur el și aproape instinctiv și-o alege, că îi se potrivește sufletul lui. Și plus de asta are și posibilitatea aceasta de a trece de la o specializare la alta, pentru că un copil care este interesat de învățătură, și nu de, știu eu, seratele astea, acum nu mai serate și și nu se rele până la... Unii, nu, să nu fie, să fie uz, nu abuz, nu? Exact. Și înainte erau la fel și ne bucurau și erau, aveau farmecul lor. Joia tineretului. Acum noi, dacă suntem mai bătrâni, poate privim altfel. Nu mai bătrâni, mai lungi de zile. Adică, cu da. Lungime de zile. Da, asta e. Și nu pensionari, ci seniori. Cu o tinerețe mai lungă. Prelungită. Prelungită. Ei bine, poate că nu înțelegem chiar atât de mult, dar totuși parcă era mai... elevul era elev, își vedea de treabă, profesorul era apreciat ca atare, stimat de copii și el îi stimea pe ei, deci era o stimă reciprocă. Dar ce copii acum, știți cum spun, zic, noi copiii trebuie să avem mare răbdare cu părinții ăștia. Și cu dați. Copiii spun acum. Da. Da, e bine. Nu știu dacă v-am răspuns la întrebare, nu, dar... Nu, dar oricum, nu trebuie. Oricum. Nu. V-am spus o părere, în fond, că asta este. În bagajul dumneavoastră. Acum, în plus, ceea ce nu era înainte, prea mult, era doar foarte grupuri restrânse cu doctoratele în învățământul așa. Înainte era foarte severă, greu, foarte greu puteai să iei un doctorat. Accederea la doctorat era tabu. Păi tocmai asta. Știți unde m-am gândit că s-a prostit de asemenea exigența asta atât de ușuratică? Da, și da. Nu mă refer numai la doctoratele. Bine. Mă refer la cu câtă ușurință mi-a fabricat Iliescu general, de exemplu, păi când am văzut primul general în armată, a murit. Și acum sunt flancuri întregi. Ai de mine, până... Vedeți? Ne-au scoborât stacheta la derizoriu. Pentru personalități. Dar totuși sunt personalități care, într-adevăr, merită absolut, toată cinstit, toți laurii. Avem personalități și care... Și nu trebuie să aștepți 70-80 de ani, poți să fie și un 35 de ani. Ne reprezintă și peste votare cu mare cinste. Absolut, da. Școala românească este încă foarte apreciată, adică absolvenți care și profesori de toate categoriile sunt foarte apreciați peste votare. Domnul Cuciureanu era prorectorul domnului Todosia. Da. Și-a șters-o în străinătate. A mers cu astea și n-a mai venit înapoi. Știu. Acum când vin mulțime de generații în America
Și întreabă, tu de unde ești? Păi din România. Ah, matematicieni. Da, 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 da. Și nu numai asta. Da, păi foarte mult. Păcat că ele nu rămân în țară. Păcat că nu rămân. Unii au să se întoarcă, de bună bine, seama. Bine, se vor întoarce, dar ei pleacă fiindcă aici nu au posibilități de desfășurare. Nu trebuie să le reprime nimeni aspirațiile lor, talentul lor. Dar zic că e păcat că noi... Da. Noi pe asta au făcut americanii. Americanii cheamă... Îi încurajează? Un sorb de dăsă puternic. Ce este America dacă nu un conglomerat de eminențe culese din planetă? Perfect, perfect. Nu, nici nu putem spune că nu. Dar avem... Chiar mai trebuie. Poate că, dacă vă amintiți, marele personalități înainte, cu ani mulți înainte, porneau de la țară. Mie îmi spuneți. Era... Dumneavoastră vă spune. Acolo era, cum să spun eu, pepiniera, da. O pepiniera, poate, știu eu... Nu, e solul, lutul ăla, natura bună. Nu poți cultiva, eu nu v-am găsit pe dumneavoastră cultivând cartofi în mijlocul orașului. Și nici popiencele și opinticile nu o să apară niciodată pe străzile din Tokyo. La țară, eu cred că veșnicia s-a născut la sat. Da, asta e adevărat. Bine, nici orașul nu e mai prejos, sigur că... Da, bine, a plecat de la țară la oraș, dar a plecat cu... A face o... Cu ceva în plus. Conjuncție din ele, un melanj. Cred că adevărul e totdeauna la mijloc. Da, asta e adevărat. Păi, la țară a avut, să spunem, concepția aia țărănească, solidă, de dragoste față de pământ, de părinți. Păi, dar în perioada interbelică, în Parlamentul României existau reprezentanți din țărănim. Da, da. Pe vremea lui Cuza. Da, e bine, Și câte vreme România 50% e rurală, mie trebuie să mi se reflecte în Parlament cu 50%. Da. Mi se fudulesc coconii de oraș că fac agricultură și turism. Da, trebuia făcut a doua zi după ce l-au executat pe Ceaușescu. Nu, ceva e putred, nu numai în Danemarca. Bine că acolo erau orașele aveau posibilități de studii superioare. Deci, dacă la țară era la nivel de 8 clase sau 7, cum era patru, cum a fost. Sau 4, ei plecau la oraș, că acolo era, acolo aveau posibilitatea. Și nu cheltuia țăranul de la țară banii pe... Exact. Nu făcea o investiție proastă. Nu, pe asta mergea, pe cultură, să aibă, să dezvolte. Cred că ajungem la Dinu Săraru cu cartea lui, niște țărani. Da, suntem mândri de asta. Ciotul meu de copil și de țăran îmi face lăuntrii foarte bine. Amintirile cele mai frumoase ale copilăriei sunt la țară. Da. Acolo. Și da, orașul nu are frumusețele. Și, și tot cum mergeam. Dar tot, cu vaca. Tot era frumos. Totul era frumos. Și cele mai mari bucurii atunci... Parcă nu era atâta jale, că lipsă de bani, că sărăcie, nu. Ne mulțumeam cu orice. Eu cred că asta a făcut și farmecul. Da, asta era farmecul. Dar ce era atunci, ca să... o amintire plăcută. Era o viață tumultoasă a satului. Formidabilă. Cu legi clare. Legi clare. Sărbători frumoase. Calendar de la agricol la cel... Păi bisericesc? Când veneau seara de la lucru, veneau cântând. Deci nu erau supărați. Nu erau ca în desculțul lui Zaharia Stancu și cu botniță la... Nu, ei veneau cântând după aceea. Ei, mândruțele, erau clăcile. Acolo, exact, acolo când se adunau. Nu la cluburi, nu? Nu. Da, dar și acolo se cânta, se cinstea și după ce termina munca, era un joc și o veselie. Da. Nu era frumos așa? E bine, e frumos acum. Ce are orașul frumos? Ca să le dăm cuvântul. Orașul ce are frumos. Și noi suntem niște orășeni, niște produși.
Ei bine, orașul nu mai este orașul de altă dată cu acum totul este... Îi lipsește domnia. Da. Ne-am schimbat noi după Revoluție din tovarăș în domn, dar n-am acoperit, n-am motivat. Totuși, mai degrabă s-au dezvoltat așezările din prejurul orașului, construite întreagă de case, vile, De ce nu? Care din ce în ce mai deosebite și mai frumoase. Absolut. Chiar și plus la asta, mijloacele de transport. Da, dați-i drumul, nu? Și mijloacele de transport și șosele, mașinile, toate telefonul. E cu tot, telefon, da, nici nu mai vorbesc. Nimeni. Copiii la școală și de grădiniță au telefoane acum. Da. Așa că... Nu, și umblă frumos, îmbrăcați. Cum... Nu, nici nu se... Un singur lucru este că în unele locuri a dispărut tradiția popular de a-și păstra hainele alea frumoase, straile alea naționale. Dar sunt unele lume la sărbători. La biserică. Ah, da. Bătrânii. A fost acum o lună de zile o nuntă atât de frumoasă în Suceavița, în care mirele, mireasa, nuntașii au venit în calești, vreo 4-6 calești, nuntă de dimensiuni modeste, dar toată lumea, aproape toată lumea era îmbrăcată în straie naționale. Vă închipuiți ce... Ce revărsare de bucurie. Da. Nu, dar și de economie, dacă vreți. Că mireasa nu s-a dus ea să-și cate precum chivuțele acelea, rochia de 15.000 de euro. A găsit-o în lada de zestre, de la bunică. Și ce bogăție de culori. Absolut. În costumație. Nu, dar vedeți, nu cred că suntem noi... Nu suferim noi de nostalgie și de nu știu ce. Suferim din nostalgia frumuseții așezate. Asta este, zâmbeam cu cineva că, iată, în casele astea frumoase de care vorbiți și s-a așezat frumos, pe lângă păduri, ape, iazuri, o salbă așa de frumuseț. Nu șanină proprietarul niciodată o roată de ceea de cauciuc de la faiton. Nu, asta e adevărat. Și tot își spune roata aceea veche, nu? Și cârciumile urbane, e tot așa. Vedeți, nu? Civilizația de plastic și civilizația lemnului. Da, lemnul cântă. Plasticul arde. Da, asta e. Se depreciază viața omului, oare încolo? Nu. Se schimbă, cred, se că schimbă, sunt metamorfoze. Da, metamorfoze. Bine, nu, e progres științific. Da, nu. Nu ne putem pipici în contra vântului, nu? Nu, nici vorbă, dar nici nu putem rămâne numai... Nu, nici. Iertați-mă, o fie ei frumoși și țarii cei la nuntă, dar când mă duc, eu știu, undeva trebuie să... Nu putem rămâne numai la civilizația țarilor și a copiilor. Sigur că da. Discernământul. Da. Da, fiecare loc își cere obiceiurile lui. Acolo sunt obiceiurile la țară, sunt obiceiurile de la țară. Când ai intrat la oraș, de acum te schimbi și ești în atmosfera Și vedeți de ce venim noi să filmăm artiști? Pentru că artiștii sunt cei responsabili cu restituirea frumosului care ține de suflet. Absolut. Că, în fond, sensibilitatea artistului vede ceea ce nu vede un om obișnuit. Vede, merge până într-acolo încât se uită la om și îl ghicește. Îi ghicește și gândurile și dacă le redă, fie prin cuvinte, fie prin culoare sau fie prin altceva, totul este... Dacă n-am fi scos niciun cuvânt preț de toată convorbirea asta noastră și ne-am uitat numai la fructele de pe masă și numai la florile de pe masă, ai și la sticla aceea ochioasă și convorbirea noastră ar fi fost rotunjită perfect. Da. Fructele.
Numai am artist. Dacă mergeam în casa unui... Ce bogăție de culori în casa unui... natură statică, da, 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 pe care o... Cât de puțin da. Ne trebuie ca să ne belșugăm. Sigur, sigur că da. Dacă mergeam în casa unui miliardar, și sunt, cresc și prin Suceava și pe la țară. Da, da. Nu știu dacă găseam decorul ăsta atât de dens într-atât de puțin spațiu. Știți, ați văzut, era la modă și pe vremea acealaltă, serialul acela, Maraton, Dallas. Așa. Care are și de mii de episoade și mai Da, da, da. M-a da. Întrebat un copil într-o zi la clasă, domnul profesor, ați văzut Dallas-ul, vă uitați? Da, mă uit, m-am uitat și pe vremea aceea era sâmbătă seara foarte plăcut. Domnul profesor, ați văzut în Casa Miliardarilor, ați văzut vreodată vreo carte? Am rămas mort. Formidabilă. Da, n-am văzut. Da. Poate era cartea de telefon undeva, dar nici aceea, cred că nu. Dar ce observații... Păi singurii care mai spun astăzi adevăr sunt copiii și nebune. Iar noi cred că am fost de ambele feluri astăzi. Da, ne este atât de bine și ne este atât de drag în acest splendid ambient, pentru că ceva din surâsul pe care l-ați purtat în toată convorbirea asta, ceva din gustul perilor și frumusețea florilor, s-au dus și dincolo de sticlă, au intrat în atâtea case. Mulțumim adresanților noștri. N-am terminat, colegul nostru ne mai păsuie un minut, două. Acum, când trageți linii și socotiți, cariera dumneavoastră de dascul, cariera dumneavoastră de pictor, a meritat? Puteți veni la judecată atunci când se despart oile de capre, să rostiți cu bucurie? Mi-a mirosit viața. Ceea ce pot să rostesc este că puteam mai mult. Ei, ca ăla care la 89 de ani moare și putea trăi mai mult. Dar ăla de la 50 de ani, cum a zis? Ca Nichita Stănescu sau Cantemir, care au murit la 50 de ani. Sau domnul Fluierici, Dumnezeu să-l odihnească. Că i-a venit ceasul. Mulțumirea mea sufletească este aceea că văd în ochii celor cu care am lucrat bucuria revederii. Văd în ochii celor care îmi privesc lucrările, bucuria care o dau, o comunică lucrările mele. Deci asta este o bucurie sufletească, dar pentru mine munca nu este terminată și mai am încă multe, multe de făcut, pentru că un om de la o zi la alta, de la o lucrare la alta, găsește altceva mai frumos și tot mai departe mergi, fie că mergi pe o linie sau pe alta, că fie modernă sau nemodernă, mai știu eu, tradițională, dar oricum ai de comunicat în permanență. Și asta ceva. Nu se cam oprește, ăsta e privilegiul artiștilor. Miliardarul sau politicianul mi-a murit? S-au dus naibii, dar Don Quixote, de pildă, trăiește de 500 de ani. Apropo, și opera, tablourile dumneavoastră, albumele dumneavoastră, ele funcționează și fără autor. Mine. Da, sigur că da. Sunt mai vii decât autorul. Purtători de frumusețe mai departe. Da, ceea ce vroiam să spun e că un artist în ansamblu, toți artiștii în general, fiecare scriitorul, felul lui, fiecare da, specialist, muzicianii, el nu îmbătrânește. Nu. Niciodată. Păi s-a spus de mii de ani de către un scriitor, non omnis moriar, nu voi muri în întregime. A lăsat niște versuri. Noi ce-am lăsat pentru prietenii noștri astăzi? Plictiseală sau bucurie? Eu nu știu. Noi ne-am bucurat, în fond. Și dacă am mai contaminat și câțiva adresanți din partea aceea de... Da, e o altă bucurie, ca să spunem așa, nu? Fără grai, fără cuvinte, cu toată gratitudinea noastră, cu mulțumirile noastre respectoase către toți cei care au avut astăzi plăcerea să ne rabde, să ne asculte, da. Să ne vază. Noi ne mulțumim. Artiștii sunt vorbitori mai puțin vorbitori, mai mult tăcere. Sadoveanu nu vorbea
De fel, da. Blaga vorbea foarte puțin. Exact. Dar sunt comori de tăceri îmbelșugate care fac ca vorba să pălească. Vorbele zboară, operele de artă rămân. Verba. Volant. Sau ars... Vita brevis, ars asta, longa. Asta e. Artă lungă. Arta viața e scurtă, scurtă, dar arta e lungă. Ceea ce vă dorim și domniilor voastre. Vă mulțumim tare frumos, la revedere și să ne mai dea Domnul în cale artiști de asemenea valoare.